Bună fetelor și bine ați revenit pe canalul nostru! În acest video o să vă prezentăm tendințe în coafură pentru acest sezon. Care ți se potrivește? Nu uitați să vă abonați și să lăsați o apreciere acestui video. Mulțumesc! Odată cu tendințele de coafură din acest sezon, toate codurile vechi ale luxului și frumuseții sunt reinventate, noile principii stand sub semnul termenilor, discret și studiat. Sam McKnight, Global Hair Ambassador Pantene, afirmă: coafurile acestui sezon reprezintă definiția eleganței moderne. Pentru că meriți, îți recomandăm placa și ondulatorul Babyliss. Versatilitatea este caracteristica principală a plăcii de păr 2-in-1 pure metal, disponibilă în două culori, inox sau inox cromat. Placa de îndreptat părul cu un velis ceramic te ajută să-ți schimbi look-ul în doar câteva minute. Poți avea părul perfect drept sau onduleuri seducătoare și asta fără ajutorul unui profesionist, chiar la tine acasă. Trecerea de la bucle și onduleuri la un păr drept a devenit o plăcere, aproape o joacă, dacă te gândești că le poți obține cu un singur beauty gadget. Are 5 caracteristici principale: 1. Tehnologie ionică, 2. Înveliș diamond ceramic, 3. Un număr de 5 trepte de temperatură, 4. Vârfuri detașabile, 5. Cablu rotativ 360 de grade. Are un preț special de doar 276 lei. O poți comanda accesând linkul din descriere. Vorbim de senzualitate, textura, strălucire, simplitate și o aparență lipsă de efort pentru realizarea coafurilor de la aproape toate prezentările pe care le-am realizat în acest sezon. În realitate, este vorba de discreție. Însă intră în joc și conceptul studiat, care presupune concentrarea asupra celui mai mărunt detaliu. Datorită acestei dorințe de schimbare există un adevărat contrast în temele principale ale aranjării părului: coafuri updo și downdo, forme sculpturale și cozi împletite, nuanțe de păr de la pastel și pal la intens și accentuat. Toate figurează pe agenda coafurilor la modă pentru sezonul toamnă-iarnă 2021. Josh Wood, Global Creative Director Color pentru Ela Professionals, explică transformările în privința culorilor părului. E o adevărată reacție violentă împotriva modelului de 16 ani cu păr natural, nevopsit, deoarece majoritatea femeilor arată așa. Wood crede că nevoia de exprimare a individualității și de elaborare a unui stil personal au contribuit la definirea temelor de culoare pentru acest sezon. Nu suntem legați de reguli, nimeni nu spune că trebuie să porți o anumită nuanță de roșu sau blond. Dacă vrei nuanță roșcată, trebuie să fie nuanță de roșu care ți se potrivește, ca și nuanțele de blond sau brunet. Sunt expresia stilului updo, afirmă Sam despre coafurile drăguțe, prinse cu agrafe, din colecțiile Graeme Black, Chanel, Fendi și Nicole Farfi, Yves Saint Laurent, Philosophy, Bottega Veneta, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani și Dolce & Gabbana. Este un mod lejer, feminin de aranjare a părului care este și matur și copilăresc în același timp. Acest aspect evidențiază două elemente contrastante: o coafură updo pare în mod automat sofisticată, însă sub semnătură lui Sam detaliile ce țin de un aspect nefinisat, precum șuvițele libere, un stil mai vechi, pot apărea tinerești. Stilul pare lipsit de efort, dar scoate la iveală detalii elaborate. Dacă ai ajuns până aici, nu uita să lași o apreciere acestui video. Coafura are o bază cu o notă sofisticată, dar și șuvițe drepte care scapă din coc, efectul dezordonat completând perfect marginile nefinisate, strențuite ale hainelor și materialelor care au predominat în prezentarea Romp in the High a lui Lagerfeld. Trimiterile indiene la Graeme Black au avut ca rezultat părul prins în agrafe într-un stil sikh, demn de o prințesă indiană. Pentru eleganță maximă, așezarea cocului este decisivă, afirmă Sam, adăugând că atunci când este așezat pe vârful capului în aceeași linie cu maxilarul conferă eleganță specifică balerinelor. Acest stil reprezintă o reîntoarcere la un look mai studiat, explică Sam McKnight, referindu-se la formele sculpturale ale părului din prezentările Vivienne Westwood Gold Label, Clemente Seribeiro, Mulberry, Comme des Carcons, Louis Vuitton, Sonia Riquel, House of Holland și Luella. Sunt coafuri studiate care necesită mai mult efort pentru a fi realizate, explică aceasta.
pentru prezentarea Vivienne Westwood's Gold Label de la Paris. Artă secolului XVII se împletește cu influențe din curentul punk al secolului XX în coafuri sculpturale radicale care păreau distruse. Nu uita să te abonezi! Este vorba de fantezia modernă devenită reală, afirmă Eugene Sauleiman, Mula Professionals Director Global Creative Director care stilin, referindu-se la stilurile tehnoeterice cu texturi neobișnuite și straturi de transparență difuză pe care le-a creat pentru designerii din capitalele modei. Sentimentul general de ușoară înfrumusețare, prin adăugarea de elemente romantice și poezie la ceea ce reprezintă în mod esențial coafurile moderne. Pentru Donna Karan, cărările agresive în unguri s-au unit în aptouri ușoare și elegante, efectul general fiind al unei femei în ton cu natură, însă fiind totuși conștientă că face parte din lumea modernă din jurul ei. Decadent, dramatic și inovator, cu contraste uriașe, afirmă Eugene despre tendința influențată de călătorii. E un amestec multicultural de stiluri și idei, combinând nomadismul și cultură tribală cu modernitatea sikh și mentalitatea cauture. Alături de nuanță, domină sentimentul de individualitate. Care coafură crezi că ți s-ar potrivi? Lasă-ne un comentariu,